Incidentul grav s-a petrecut la o stână din localitatea dâmbovițeană Vulcana Băi. Supărați că ciobanii ar fi păscut animalele pe pășunile lor, un vânător și un amic de-ai săi au mers la stână să-și facă singur dreptate. I-au agresat pe ciobani și i-au amenințat cu o pușcă de vânătoare. Apoi le-au luat 23 de vaci și s-au făcut nevăzuți. Mi-a dispărut niște vite. 20 de vite, am înțeles, da? Da. Și pe cine bănuiți? Nu știu, ciobanii am care... Și erau vitele dumneavoastră și ciobanii angajați. Și i-au deposedat de 20 de vite cu arma de foc? Cine a fost acesta? Nu cunosc numele și astea deocamdată. Dar de unde e de fel? De aici în Vulcana. De aici în Vulcana. Și cu vacile ce a făcut? Păi nu le-am găsit deocamdată. Ați fost amenințați? Da. De către cine? De către persoana care ne-a bătut. Cine v-a bătut? Persoanele care i-ar fi agresat ar fi un vânător de 72 de ani și un amic de-ai săi în vârstă de 48 de ani. Cei doi suspecți au fost luați pe sus de mascați. Ce s-a întâmplat? De ce v-au luat mascații? Ați făcut ceva? Nimic. Nimic. Și atunci de ce v-au luat? Pentru nimic? Vă cum vedeți? Cei doi suspecți au fost duși la audier la sediul poliției Pucioasa. Polițiștii i-au reținut pentru 24 de ore și astăzi îi vor duce în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Sunt acuzați de tâlhărie calificată. Polițiștii au găsit și animalele furate și le-au înapoiat proprietarului. În plus, vânătorul care a amenințat cu arma a rămas fără dreptul de a deține armă, iar oamenii legii i-au ridicat pușca și muniția pe care le deținea.